Namaste și bine v-am găsit, dragii mei, în ziua a 10-a. În această zi vom purta un dialog interior, cu noi înșine, însă, mai specific, cu acea energie a banilor, personificată. Ne putem imagina energia banilor strălucind, pur și simplu, sau luând o formă care ne place nouă, care ne convine, o formă convenabilă, o formă acceptabilă nouă. Pur și simplu putem să vizualizăm energia banilor luând forma unei zeițe sau unui zeu. O entitate care reprezintă, manifestă, exprimă energia banilor în fața noastră. O putem vizualiza cum strălucește. Și rămâi câteva momente să contemple această energie a banilor. Observă cum îți șoptește, cum caută să-ți vorbească, este lângă tine, te mângâie sau poate stă mai departe de tine. Observă cum se manifestă în prezența ta această energie. Este caldă, binevoitoare, îi place să stea în preajma ta sau fuge din calea ta? Sau este răuvoitoare și caută să plece? Caută să fugă de tine. Acum, pune câteva întrebări. De ce fuge de tine? Sau de ce stă departe de tine? Sau de ce este aproape de tine? De ce fuge și de ce vine mereu? De ce pur și simplu nu stă în preajma ta, în aura ta? Poți să întrebi energia banilor și permite-i să-ți vorbească. Nu căuta să primești răspunsuri cu mintea rațională, caută mai degrabă să te deschizi spre a primi mesaje intuitive. De obicei, primul mesaj care îți vine în minte este mesajul corect. Acum, pune o întrebare energiei banilor. Cum putem să devenim mai buni prieteni? Cum putem să ne aliem pentru a împlini acest scop ultim al Universului, de a se experimenta pe sine? Cum putem să trăim un vis frumos în această viață, împreună? Întreabă energia banilor, cum poți elimina rezistențele care te țin departe de ea? Așa cum privești energia banilor, simte-i vibrația și spune-i ce părere ai despre ea. Permite-i și ei să îți comunice ce părere are despre tine și cum se poate apropia mai mult de tine, cum îți poate deveni un tovarăș adevărat. Acum, permite energiei banilor să se apropie de tine și mai mult. Și mai mult. Și mai mult. Ca și cum ar deveni prietenul tău cel mai bun. Un tovarăș de viață. Un tovarăș adevărat. Permite-i să-ți dea mâna. Să dați mâna
poate pentru prima dată, cu adevărat. Și să vă întovărășiți la o călătorie pe viață. Timp ce vă îmbrățișați, simte vibrația extazului și abundenței.